Se face ora prânzului, Floriana ne zice de ce România a făcut tranziția sau cum mai bine au făcut-o de la mici la burgeri. Cât am stat în state, am mâncat în fiecare zi. Dacă e și un loc în București în care se mănâncă burger bun, știe Flori. Hello! Bună, Florin, bună, Diana, bun găsit, dragi prieteni. M-am gândit la voi astăzi și o să vă preparăm ceva extrem de bun, pentru că alături de mine se află șef George. Bun găsit. Ce le-ai pregătit colegilor mei astăzi? Că am înțeles că ai două rețete speciale, una pentru Diana, una pentru Florin. Pentru Diana, bună ziua, în primul rând. Pentru Diana am pregătit un burger vegetarian cu halloumi și pentru Florin un burger Black Peter se numește, cu carne de vită, brânză gorgonzola, ciuperci și prosciutto. Bun. Și dulceață de ceapă cu bere neagră. Wow. Spune-mi, deci, Diana, ce-i pui acolo, că văd halloumi? Pregătim chiflele pentru ambii burgeri. Spune-mi, te rog, de ce românii au dat micii pe burgeri? Că din ce în ce mai multe comenzi sunt. Credem noi că sunt mai buni decât micii. Nu conțin atâtea condimente față de cum conțin micii, nu punem usturoi, nu punem ceapă, decât ceapă crudă sau dulceață, dar nu în carne. Carnea este făcută de noi 100% din vită românească, nu folosim așa zisele rase Black Angus sau... Pentru că noi încercăm să promovăm ce producem noi în România. Care sunt cei mai căutați burgeri? Cei mai căutați burgeri de la noi sunt burgerul clasic. Este burgerul clasic și burgerul Peter, burgerul casei. Este comandă foarte mult, și în restaurant și la livrare. Poți să ne dai puține detalii așa din rețetă? Nu știu, carnea aceea se face... Deci carnea aceasta nouă ne vine carnea brută, carnea tocată, după aceea noi o condimentăm, totdeauna ne vine proaspătă, nu ne vine congelată niciodată, nu folosim produse congelate, mai puțin cartofi, că nu avem cum altfel. Putem face burger și acasă? Da, se poate face burger și acasă, cu mai multă răbdare, dar se face. Dar din câte am încercat, noi nu va ieși niciodată ca la un restaurant specific, pentru că grătarul face o mare parte din treabă și plus cantitățile mai mari în care gătim. Se spune despre burger că nu sunt chiar atât de sănătoși. Acum depinde ce folosim în ei. Dacă noi mergem pe bază de maioneză, pe bază de ketchup, pe bază de mai multe sosuri cumpărate din comerț, în momentul ăla da, putem spune. Dar dacă mare parte din sosuri le facem noi, în momentul ăla atunci, precum bulionul mamei de acasă, precum noi avem, nu știu, vase foarte mari în care facem dulceață de ceapă, în cantități foarte mari. Anumite sosuri care nu folosim, nu folosim decât sare, piper, vin, diferite... Bun, mulțumim mult de tot. Florin, Diana, eu o să vin la voi cu cei doi burgeri pe care George vi-a promis. Mi-au dat lacrimile de poftă, Florian. Te aștept că am mâncat ăla. Ce mai sfârâia grătarul ăla, Doamne, halumile. Doamne, ce poftă mi s-a făcut. Ați zis că mi-au dat lacrimile de poftă, nu mă credeți. M-am uitat cu jintă. De ce senzibil ești? Sunt pofticios. Ai intrat fum în ochi. Or fi gravid, nu știu ce n-ai mai să întâmplă. Ți-ai intrat fum în ochi, auzi? Ți-ai intrat fum în ochi, adevărat. Mi-au dat lacrimile bine. Te rog, te rog să vii repede. După la ora 1 trebuie, că altfel mi se umflă. Capul! Și papilele gustative. Și am auzit că burgerul e bun la imunitate, ci că nu te mai ia gripă, nu te mai ia nimic. Păi nu, că are usturoi natural, Florin. Dacă mai arunci un pic de ghimbir. Cum zici tu, mă, usturoi în ochii tăi? Aia când sunt atacate energetic. Cred că te-am atacat. Atacate energetic, da. Usturoi în ochii tăi, se zice. Sunt trist. De ce? Papilele mele gustative au reacționat dubios. Nu le-am înțeles. Mai eu cred că tu plângi după altceva. Și dai vina pe burger. După ce?
Eu știu pe ceva cineva, nu știu. Nu intru în detalii de astea dubioase. Hai mai departe.